mutarea asta a celor de la FRF și pe cine ai vedea tu capabil, sau mă rog, nu capabil de fapt, că așa poate capabil sunt mulți, potrivit acum să preia echipa națională? Oh, cât de lungă e discuția asta. În primul și în primul rând, numele aruncate de și tâlniri pe care le-a făcut Burleanu sunt cu siguranță de imagine. M-am convins că pentru el asta este cel mai important. Și știe, are școală politică, se comportă ca un politician, discursul este ca un politician. Deci nu crezi că l-a vrut Real pe Gică Hagi? Nu cred. Păi nu cred. Ce făcea dacă îi spunea Hagi, da, gata, hai că vin, pun clubul pe numele, nu știu, Iani sau Lucia Hagi? Cred că ei s-au dus acolo doar de repetoare. Știau răspunsul, știau foarte bine răspunsul. Și noi nu știm exact care a fost discuția dintre ei. Nu vedeți că toată lumea, până la urmă și Dan Petrescu a dat un răspuns și că l-au contactat și pe el. Posibil că în momentul de față echipa națională să caute un antrenor cu buget redus. Sunt fer convins de lucrul acesta. Hagi nu era niciodată un antrenor pe care să-l aduci cu buget redus. Apoi cred că Hagi ți-ar fi spus că el nu poate să lucreze cu oameni precum Stoichiță, precum cei din federație. Hagi ar fi pus foarte multe condiții. Să lucreze cu niște oameni în care are încredere. Probabil că discuțiile s-au oprit în momentul în care Hagi le-a explicat clar. Și apoi, din bun simț, din educația asta pe care o are, venită și de la cluburile de afară, uitați-vă că el nu-și critică niciun fost coleg de generație, deși alții îl critică pe el, probabil că aici a dus la cum să spun, noi ne-am supraexcitat așa, vai, vine Hagi. Nu, doar de imagine a fost, doar de imagine. Până și întâlnirea aia cu Răzvan Lucescu, eu credeți că Răzvan Lucescu au făcut-o tot pentru imagine. Au aruncat intenționat către presă informațiile acelea, orice mi-ar spune mie. Au dat-o cumva, știi cum e, o arunci așa unui ziarist, o muște, exact când noi nu mai avem un antrenor la echipa națională. Nu cred, probabil se va alege tot o variantă din asta de compromis. Atâta vreme cât nu zboară de acolo gașca asta putrezită, în frunte cu Mihai Stoichiță, da, care vine și se laudă că pune antrenorii, le spune antrenorilor pe acolo, antrenorul secunzi, ăștia mai mici, le spune, bă, spune tu că dacă nu eram eu aici, tu nu existai. Și multe, multe alte discuții. Eu am impresia că noi nu aflăm chestiile astea, sau nu știu. Dar nu are ce căuta. Este un super expirat. E un om care a avut 28 de locuri de muncă în 30 de ani. O inconstanță mai mare n-am văzut. Cu Sheriff Tiraspol, Alberto, dacă mergeam eu cu tine, luam titlul lejer când, în perioada aia. Dacă mergeam în Naționala a statului Panama, probabil că noi aveam și performanțe. E, nu e posibil să spui după 20 de ani de când ai plecat acolo, să spui că ăia s-au calificat la Cupa Mondială de Autorităție. Bă, nu ți-e mă rușine așa un pic, chiar atât de nerușinat ești să ne spui nouă că după 20 de ani. Păi habar rău, dacă te duci în Panama și întrebi de Stoichiță, zic că faci mișto de ei, că vorbești despre, nu știu, despre vreun film porno. Hai să fim serioși, până nu dispar oamenii ăștia din cadrul federației și avem varianta asta under 45, antrenori sub 45 de ani, o să facem absolut nimic. Și soluțiile astea pe care le avem în momentul de față, că m-ai întrebat ce soluții să avem, nu știu, eu nu văd, dar oricine ar veni acum, la cum ai, dacă nu-ți vine un Dan Petrescu, dacă nu-ți vine un Olăroi, dacă nu-ți vine un Roții Beloni, antrenorii cunoscuți, antrenorii care au într-adevăr, nu știu, au prestanță, au ștampila că sunt antrenori. Dacă noi și la echipa națională, nu vezi că nu ducem niciun, după chipul și asemenea lui Stoichiță, îi punem ce strategie? El ai nici să strategie. Ei nu gândesc pe termen lung. Sunt de 8 ani acolo și n-au făcut nimic. Au distrus totul. Uită-te și tu. În loc să... o să pregătesc în zilele viitoare un material în gazetă despre cum își explică dezastrul de la Youth League echipele germane. Tu îți dai seama, au ajuns nemții cu Bayern München să aibă 0 puncte. Wolfsburg la fel și Borussia Dortmund are 7 puncte, dar și ei sunt pe locul 3, stau foarte, foarte rău. Și Leipzig la fel, 0 puncte. E groaznic ce se întâmplă acolo. Și au făcut un studiu de vreo 40 de pagini, îți dai seama.